Salutare, fraților, bine v-am găsit la un episod și la o nouă serie. După cum puteți vedea, jucăm Buzz Simulator 18, adică 2018. Se poate observa ce avem aici frumos. Avem o cursă, pentru că da. Bun. Asta este harta. Bun, avem 38 de milioane sau 1000 de euro. Un autobuz. Da, pana mea. Așa, nu întrebați unde sunt banii. Gen, eu am mai jucat un pic. Pentru a vedea exact cum merge jocul, cum este, ca să pot face un gameplay frumos. Am văzut că chiar v-a plăcut ăla cu Eurotrack, așa că o să apară din nou. O să mai apară încă un episod. Chiar am văzut că v-a plăcut. Și sunt deja 50 și ceva de vizionări. Și vă mulțumesc foarte mult pentru abonați. Pentru că în 3 zile de la 204, de la 340 de abonați am ajuns la 375 sau ce gen. În 3 zile, ceea ce este mult și chiar bine. Poate săptămâna asta ajungem până duminică sau până luni. Poate ajungem la suma de 400 de abonați, să decidem start. Acesta este autobuzul. Bum. Uitați, Mercedes. Frumos, i-am pus eu un design. Stai un pic să bag aici câteva mini-setări, ca să zic așa. Bun, start. Și eu zic să dăm drumul, stai când... Așa, bun, ăsta sunt eu. Dacă o să vedeți că îmi dau cu limba la bun sau ceva, e pentru că aproape mi-e serpes și nu-i bine. Deci acesta este autobuzul. Ușă, ușă. Scaune, frumos. Adică arată super real, îmi place jocul. Arată genial. Am, era o chestie acolo și mă supăra. Bun, aici autobuzul, o să dăm și bilete, dacă o să trebuiască cuiva. Da, cred că o să trebuiască, pentru că în general se cumpără bilete din autobuz. Dăm rest frumos, aici, punem luminile, uitați bordul frumos, Mercedes-Benz, tot ce trebuie. Avem un fel de hartă acolo. Aici niște, de astea, cum se numesc, butoanele alea de acolo. În fine. Bun, oglindă. Acolo avem un fel de camere, radio, un fel de mini GPS sau abar la ce-ar fi ala. Bun, ăla pentru soare. Scrie și la el acolo. Aici e la geam. Bun. Sper să nu-mi ia din nou facecam în față. Sper. Bun. Frumos, stai un pic să văd, am aici o chestie pentru buze, frugure, dar trebuie să încerc o mână să conduc până să mă dau. Frumos, am ieșit din garaj, adică ieșim încă din garaj. Mă uit acolo pe ce parte trebuie să o iau. Nu mai ardea stăpul. Asta lângă profesor, lângă ăla de aerisire. Pentru... Și bun, hai să vedem. Îmi place foarte mult simulatoarele astea de cu mașini cu astea, adică chiar au o grafică super bună pentru că sunt bazate pe simulator și se bazează foarte mult pe grafica autovehiculului. Să zic așa. Deci putem vedea acolo. Frumos ca oraș, bineînțeles s-a bazat foarte mult pe detaliile orașului, adică ca grafică, dar oricum e bună. Mai mult pe autobuz, pentru ca să seamnă un simulator, ca să fie cât mai realistic autobuzul. Și da, ăsta o să fie un gameplay mai scurt, adică nu pe ăla de 38 de minute, parcă a fost. Așa o să aibă undeva la 18 minute, sau 20 de minute, pe acolo. Maxim 20 de minute, la mână. Așa, bun, haide să opim aici. Salut! Haide sus, haide să o spachez. Haide sus! Dar urcă pe spate, în general, la un bilet care vin prin față, trebuie să-și cumpere. Mă uiți? Hai, mă urcă cineva, da. Vrei bilet, ok, etichet. One week, ok, regular. Așa ne-a dat 20 și cea de chete, pentru 2 zile, 12 euro. Să dăm rest. Vedeți, puteți deși rest, e super fain.
place? Mai vine ceva? Este un pic. Sure. Să cerem aici niște bilete Sendaka? Sure. Sure. Au, toți. E bine. You saw my ticket already. E bine. Mă bucur că-mi poți. Haideți, plecăm. Așa, ce-și acolo e mică left? Unde e din busă? Ok. Trebuie să fie imediat încă o stație. Deci trebuie să vedem oglindă, le-am uitat. Cam... Am încă și capul și tot când filmez, dar nu zice. Deci numai când filmez, măia, așa ceva. Acum este seara când filmez. Da, pentru voi, mi-am luat alt tricou să filmez, ca să înțeles că am bani de tricou. Bun. Aici nu se vede. Carol, cazi. Da, mă. După un bilet, ok, nu vrei. Uite cu ce cameră. Sper că m-au zis bine, adică să nu vorbesc nici prea încet. Oricum, dacă e vreo problemă să te sunăm mai tare, la, când am jucat eu de toată, am văzut oricum. Să nu se auze chiar foarte tare vocea mea. Dar oricum, dar chiar e, n-am mai setat de neapărat sunetul, pentru că oricum deja o luase fiescă în față și n-avea rost. Mai ales că am văzut chestii foarte interesante, decât chestia cu piesa a fost cea mai interesantă și cam atât. Mai avem această stație. Ce din câine ceva? Și de să așa mi se pot pescă ceva cu câine. Bun, care urcă, care vrea bine. Da, da, pe mare, la pe bără. Ce frumos e tot. Vrea de mamă sau ce este acolo. Violerma, uite că e ca cineva, e un bilet. O să mai pătrăm pe sub oală să vă bilet pentru 2 săptămâni, student. E, bără, Hey, what are you doing now? Well, I used to be a banker, but I lost interest. E fain așa, adică e șmecher, să încerci și voi dacă vă place. Dacă vă place, dați acolo like. Like-ul. E frumos. Nu știu, mamă, e un cipul. Altfel, e până la oia acolo sus. Unde aici, ce-am aceea seama. Tu, cum vine mine? Stoics. Cu asta, tu cauți. Ok. Încă o dată, așa, altfel, dar nu știu stația. Eu mă bam, pe general am observat exact în stația, dar hai să vedem care urcă, sigur o zic, ce ăștia de drept. Asta două, cred că vor bilet, că s-a băgat pe asta. Asta, că e aer de la care te lasă, nu mai vreau. Două single, ok, regulă, două, patru. Îți dăm 4 lei și 4 de bare, gata. Tu, nu vrei, ok, am înțeles. Dacă lumea are bilet, aici îți mă aveți bilet. Aici nu-i controlori, aici ești cu propriul tău controlor, autobus. Deci am mai... Aveam faza lângă, dacă nu știu, la prins și am stins. Nu mai acolo. Nu mai acolo. Nu mai. E fain. Adică nu. Nu se pare nimic, deja filmăm de
9 minute și de 10 minute. E bine. Este bine, nu fie rău. Deși mă trebuie. Aici trebuie să mergem multe. Da, cu greu. Nu mă uitam să nu trebuia să fac cu curbă. Curbă. Și chiar am văzut, chiar vă place astea când am facecam și jucăm. E că totuși într-o zi sau două zile nu știu dacă a fost intrat cam și în final, așa, direct, frate, 50 de vizionări sau 60 și ceva de vizionări, 10 like-uri sau ceva de gen, adică chiar vă place. Și mă bucură pe mine asta, să cred că e cei cam mai sața. Deci, să fii destul de bun. Bun, adică mă bucură că văd că vă place și bineînțeles că odată ce vă susținerea voastră continuă cu asta, pentru că v-am și zis. Ok, sunt bun. Asta a plecat. Și acolo săluțele le-am zice, dacă sunt cu verdeță mă chi bine, dacă sunt cu verdeță între, dacă roșine, nu le convine. Asta vrea un singur de ăsta, pe de regulă, cam, așa. Mi-a lăsat bac și nu am mai vrut ăsta, pe ca. Nu-i bine. Uitați că mi-a luat pe jos, am văzut 6, uitați, nu-i de acolo la ulti, dacă s-au închis, tot e frumos, s-au închis, plecă. Aia că ați văzut, mi-a dat pe acolo, că mi-a dat 6,20 și bac și cum ar veni. Pe lângă bine, uitați. Cu verde, indicator lane, așa, gusto. Și la zis, e important, adică na, le place la clienți, că nu-și el place o mai face de fapt, pentru că. Nu știu ce țară ar trebui să fie asta unde mergem de acum, pe autobuzul. Nu știu exact. Da, adică pe aici. Da, ok. Pa, nu mai fie ăla bastra, parc sau ce jos pe acolo. Pus de indicator corectly. Asta mai îmi vine, ăsta nu mai vine de la pasager, neapărat e cum ar veni la un fel de poliție sau subconștientul nostru, ca să zic așa. Și câteva, da, de la clienți, ce se mai întâmplă de la clienți, care e treaba, dacă le plac, dacă le place ce facem aici, îi ducem bine. Ce vorbesc eu acum spate? Și aici? Poate prindem pe cineva fără bilet, că e altul. De parte poți nu zici perfect, de training, vedeți? Am stat acolo, cam asta nu vrea, asta nu vrea. De-i toți bossul, în acolo e bilet. Ok, ce zice? Mele ne scoborei, bine ne căpăr, practic de n-am. Mamă, ce subiect pe ușor să-ți rămână în totul la fiecare din gustă. Deci e bine ce am făcut până acum, îmi place, până acum nu s-a plâns aproape nimeni, s-a plâns unul că nu le convine muzica sau ceilea. Dar e problema mea? Ce plus așa mi s-a, cred că s-a spus că le convine muzica. Ce aliză muzica sau ce gen de acolo. Tu-tu-tum. Frumos autobuzul, numărul 1, pentru că mereu sunt numărul 1, ați văzut ce se acolo pe spate, numărul 1, încă o stație cea de autobuz, dar mă primea, de aia de la GPS ca să nu, dacă opresc sau nu opresc, și nu opresc. La următoare oprim, adică imediat după această străduță de șemântă. Cred că este ultima cursă. După aceea că mergem la garaj. Nu, pe aici, da. În curbă. Mergem regulamentar, adică ați văzut, semnalizăm totul frumos.
Possibile un tiro? La 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 la. Ce faci cu banda? Uite-l pe acolo. Uite-l pe acolo. Uite-l pe acolo. Uite-l pe acolo. Avari, așa. Frumos. Așa oameni, ca în România. Este atent. Aștia, să zicem în față, da? Mă scuzați. Mă scuză-mă, da, zicem așa. Avari. În Anglia. Sorry, în România. Este așa prietenă. Vină tu. Cam așa ceva. Bravo, live. Opa, cineva ce care scăpa ceva. Bă, nu vă nimic pe aici. Și l-a curățat. Bă, în fi. Da, mergem la garaj. Haideți la garaj, bă, și eu. Da, cineva ce care aruncat ceva. Și cine era bine. Bă, aici este de garaj. No 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 no. Mai graffiti ce acolo făcut? Asta e un garaj. Și o să apară, cred că și dacă văd că vă place, să mai apare episoade cu Blue Simulator 18 și când apare poate și cu 19, pentru că dacă nu, nu cred că apără, cred că. Și da. Lăsați-mi idei de jocuri, pentru că n-am idei de jocuri, sincer. Adică le instalez și fac video, pam, uite, John. Bun, parking break, sale 1 practic, open toate astea, cat machine, lumile, uite, ne apropiem, lumile de aici, adică practic motorul, drive window, îl închidem, că l-am lăsat deschis, așa, front door, stop. Frumos, ca să putem ieși, vedeți acolo pe camere, în spate totul bine și frumos. Și da, fraților, cam ăsta a fost episodul, ce să zic, mai mult de atât, uitați, XP, avem level 3, total așa, $285 am făcut astăzi, practic cu curse, cu bilete, cu tot, play and load music, am ignorat ce cu un pasager, cu muzica sau ceva de gen. Să fie sănătos, zic. De ce mă întrebi? Și da. Uitați aici toate chestiile. Am făcut un accident care nu mi-aduc aminte de el. Reward. Opa, €130 că am făcut toate ăstea de aici. Aproape facem level 4. $198. Euro. Să zic și eu. Wow. Și da, frate, dacă vă place, nu uitați dați, să apăsați butonul de like. Să rupeți butonul de like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Avem aici tot ce vrem să facem, nu vrem să facem mai mult momentan, pentru că lăsăm totul pe data viitoare, ca să fie totul bine. Și da, sper că vă place, dacă da, uitați să apăsați butonul de like, rupeți acolo, lăsați comentarii cu jocurile voastre preferate care vreți să le jucăm și noi o să ne auzim practic data viitoare. Haideți cu like-urile alea în forță acolo, fraților. Let's go!